totuși și de parte ca să învățăm de rost că îl auzim cam rar imnul acesta al României și ar fi bine să, pe vremea mea când eram elev, se cântam fiecare dimineață când încercam poeme la școală. Domnule profesor universitar, doctor Mircea Cărtărescu, stimate doamne, stimați domn, urmată asistență, dacă am emoții. În calitate de rector al Universității George Bacovia, dați-mi voie să vă spun bine ați venit în universitatea noastră, cu prilejul acordării titlului onorific de doctor honoris causa scriitorului Mircea Cărtărescu. Această manifestare academică este parte a unui program mai amplu, Festivalul George Bacovia, organizat de Consiliul Județean și instituțiile de cultură din, și de învățământ din Bacău, la care ne-am raliat și noi Universitatea George Bacovia, care avem ca patron spiritual Bacovia. Și nu întâmplător, spre marea noastră bucurie, Universitatea George Bacovia, care servează anul acesta 25 de ani de existență, această manifestare academică se înscrie într-un program mai amplu al nostru, care s-a desfășurat pe parcursul anului 2017 și care urmează încă alte momente până la sfârșitul anului. Nu vreau să mai continui discuția, vreau să dau, să-i iau la cuvânt pe primul vorbitor, domnul profesor universitar, doctor Marius Dumitru Paraschivescu, unul dintre membrii fondatori ai Universității noastre și primul ei rector. Domnule profesor, vă invit la cuvânt. Nu numai a noastră ca popor, ci poate
cu valabilitate la întregul mapa. Pentru acest lucru, noi am hotărât instituirea unei comisii la nivelul universității care să analizeze și să-i dea cu părerea asupra întregii activități desfășurate de excelentul și eminenta personalitate care este Mircea Cătălin. Astfel, s-a numit o comisie și îmi permite să dau citirea acestei comisii. Formată din profesorul universitar dr. Nicolae Lucu, ca rector al universității, profesorul universitar dr. Dumitru Montaș, profesorul universitar dr. Toader Gherasim, profesorul universitar dr. Vasile Spiridon, conferențiarul universitar dr. Radu Pancu și conferențiarul universitar dr. Mihai Căprioară, precum și subsemnatul ca președinte al acestei comisii. Vreau să vă spun că din analiza întregii amenități pe care am avut onoarea să o consultăm, am fost deosebit de mișcați de trăirea interioară a domnului Cătărescu, de emanația gândirii sale și în acest sens, noi am făcut o, am luat, sau am făcut această fidesenta gândirii noastre într-o într-o frază. Personalitatea vectorială a literaturii române. Mircea Cătărescu este scriitorul care s-a identificat după 1980, total cristianist. Trăind pentru și prin scris, el a devenit cu fiecare nou volum publicat reprezentarea ideii de autor locomotivă, impunând un nou cred ideal postmodernismul, care avea să influențeze devenirea literaturii române. Ca teoretic al generației 80 și scriitor reprezentativ pentru mutațiile produse, Mircea Cătărescu nu este doar cel mai cunoscut și tradus scriitor român, actual în străinătate, ci și un autor canonic, intrat deja în programe și manuale școlare, fie că e vorba despre CPT-ul sau despre cursul universitar. Influența sa covârșitoare asupra evoluției literaturii române contemporane, ca și forța de iradiere a scrisului său, reprezentată prin volume publicate și traduse în țară și în Europa, sute de cronici literare, relații cu autori străini, traduceri prestigioase, precum și numeroase premii. Și aici aș vrea să spun că am fost uimit atât eu cât și membrii comisiei și de premiile și distincțiile pe care le-a primit această personalitate. Este un fapt în plus să considerăm cu toți că Mircea Cătărescu ne face o imagine favorabilă atât nouă cât și țării și lumii. Este un, aș vrea spune, eu l-aș numi un ceacrău a noi literaturi în România. Cum ceacrău cu fruntea sa domină o parte din Moldova, așa și cred că și Mircea Cătărescu, prin poziția sa, prin cuvântul său scris și vorbit, este un ceacrău al literaturii române. Aș da citire la câteva premii. În 1980, Mircea Cătărescu obține premiul din scriitorile de România. În 1989 obține premiul Academiei Române. În 1990, iarăși premiul din scriitorul în România. În 1992 obține premiul Uniunii Latine. În 1994, ia premiul din scriitorul din România. Obține în 1996 premiul Editei Tacra, premiul Editei Ateneu, premiul Editei Tomis, premiul Editei în 2000 și 2003, premiul Asociației Scriitorilor din București. În 2002-2003, obține de asemenea premiul Asociației Scriitorilor din România. În 2005, obține premiul din Italia. În 2006, obține un meritul cultural în grad de mare ofițer acordat de președintele României. În 2008, iarăși premiul Scriitorilor din România. În 2000, în 2011
În 2012 vedem internațional de literatură la Berlin. Mergeam și fie la un premiu, obține premiul, mare premiu al festivalului de la Toată de Poezie la Novi Sad în Serbia în 2013. În 2015 obține premiul de stat al Austriei de literatură europeană. Obține de asemenea în 2016 premiul Observatorul Cultural pentru Cursă pentru romanul Cio de Noi. Sunt convins că personalitatea din Suie este o personalitate care, pe lângă laude, poate să aducă și controverse. Întotdeauna, o personalitate nu ar exista și nu ar fi dacă, de o parte, n-ar avea cei care la mine și, de o parte, cei care nu-l acuză. Mai am o obiecție. Mircea Cătălescu se înscrie în această personalitate. Dar, cum spune o vorbă, la umbra stejarului, care este întâmplat de excelența sa, pot să crească și buie. Și cu aceasta am spus părerea mea despre personalitatea și omul Cătălescu. De asemenea, foarte mulți critici și foarte mulți oameni ai literaturii fac referire la domnia sa. Alexandru Ștefănescu, când vei gândește pe Mircea Cătălescu, spunând așa, Mircea Cătălescu este singurul scriitor important din cei care se consideră reprezentanți ai postmodernismului. O frază care ne spune foarte mult și spune să spunem aproape tot. Nicolae Manolescu, tot într-o frază, îl definește astfel pe Mircea Cătălescu. Mircea Cătălescu este un poet și un prozator de potrivă și incomparabil. Frumoase cuvinte la adresa personalității lui Mircea Cătălescu. De asemenea, Ion Bogdan Lefter spune despre personalitatea Mircea Cătălescu. Mircea Cătălescu este un autor ultra reprezentativ pentru postmodernitatea autohtonă și de oriunde. Deci, personalitatea Mircea Cătălescu este o personalitate autohtonă. Care vor fi prezentate în extenso de către o altă personalitate pe care noi l-am dăgit, profesorul Ioase Spiridon de la Universitatea Alexandrie, care va prezenta sau dați la adresa domnului Mircea Cătălescu. Noi am hotărât să punem în discuție al promoției din anul 2008 al Universității George Vara. Absolvenții de atunci, deci la vorba cu 10 ani, au pus deci moto al promoției lor, tensul lor în viață, știi cu vizia de domnului. Și mi-aș permite să le citesc către stimații invitați. Eu sunt, în cele din urmă, căutarea mea de zi. Există pentru că mă caut pe mine însuși. Nu mă caut ca să mă găsesc. Faptul că mă caut pe mine însuși este semnul că deja m-am găsit. Este semnul că deja m-am găsit.
că atunci când am găsit acest lucru, mi-a bucurat extraordinar de mult. Și îmi permit, domnule Cătărescu, să mă fac cadou acesta. În care cei care au votat în anii 80
nu m-am mai așteptat într-o fel sau altul de partid. Pentru că era o nouă generație care se adăta de la alte izvoare. Era vorba despre izvoare din teatrii americani. Ei vin cu un alt tip de discurs. Și aceasta se vede foarte bine în opera, în vorbul de rând al lui Mircea Cătărescu din 1980, Farul vitrine fotografii. Ce înseamnă farul vitrine fotografii? Nu înseamnă că anumită colecție, anumită focalizare de anumite lucruri, obiecte, și de fapt este o focalizare pe vitrină, iar în vitrină găsim absolut tot. Tot ce se poate pune într-o vitrină, pentru că Mircea Cătărescu întotdeauna a fost obsedat. Cunoașterea de sine, dar și de cuprinderea totului. Așa se observă în absolut toate toate volumele sale. Fotografie este o reproducere exactă, nedisimulată, nefactată a realității. Realitatea așa cum este. Promovează datul acest volum care a fost considerat de cuprinderea cea mai important, cel mai important de tot, fără Cosmei, nici măcar ea politica, în sensul lui, nu am avut asemenea revoluție formidabilă în discursul nostru de retorica literatură, așa cum a făcut-o Mircea Cătărescu cu acest volum. Deci este vorba despre o poezie demetaforizată, o poezie densolemnizată, o poezie variabilă, o poezie o sintaxă a străzii, o poezie neapărat citabilă, care lucrea cu acele clișee să spunem pășurise care mai existau din anul 1960. Urmează un debut, iar și un debut, că trebuia să debutez într-un fel și colectiv. În aceea, în 1980, nu trebuie să debutez decât colectiv. Un alt debut a fost 5, urmează la debutat cu Aer cu Diamante. Aer cu Diamante, alături de Proletariat, Cain Coșovei și Ion Strahar. Urmează în 1984 cu volumul Top. Când spun totul prin ceea ce înseamnă acest cuvânt, pentru că era prezentat de cuprinderea topului, universalității. Asta nu înseamnă că în 2010 nu a putut să recupereze unele din acele poezii nepublicate atunci, sub românic, de la totul la nimic. În faptul Dumnezeu ar putea să scrie Mircea Cătărescu de la totul la nimic. Sau totul sau nimic. Urmează poemele de amor, poemele de amor sunt așa colectorul, poemele de amor 84, poemele de amor care prevestesc într-un fel, sigur, de lavul. Pentru că aici vedem de încălcări pe postul de amicul Mircea Cătărescu. Și cu această ocazie trec neapărat și la Nevadul, la poemul 1990, la FIS, cu 2, 3, 4 ani înainte, în orice caz, în 1987, de ce era aproape de final, acel poem epopeic, de la Mițe, n-a putut fi publicat în timpul lui Ceaușescu, așa cum arăta la momentul respectiv. Deci acel levantul la care îl țin foarte mult este în formă un manual de postmodernism. Cine vrea să înțeleagă ce este postmodernismul, a cărui intervent al autorului este Mircea Cătărescu, trebuie să citească levantul din 1990 cu nenumărate alte ediții. Ce se întâmplă acolo? Acolo este în formă intertext total. Este o pastiță totală. Este ironie. Este ludic. Este o întreagă istorie literară, afectivă a literaturii, a poeziei românești. Pentru că Mircea Cătărescu este un foarte bun cunoscător al poeziei românești, numai de poeziei românești, al literaturii românești universal. Și nu neapărat că este capulidat în cap universitar. Deci, spuneam că acolo este o revalorificare, o reciclare a tuturor stilurilor, începând de la poeții păcărești, pe când Vasile Cârlău, la Colindinianu, Alexandrii, Eminescu, Baru, Blaga, Bacovia, Nichita, Sănescu și însuși, deci a Cătărescu, el însuși se parodiază la un moment. Își publica poeteza de licență, poeteza de licență, 1990, Suplinerii, care este o analiză arhetipală a poeziei lui Mihai Eminescu. Pe atunci, tezele de licență puteau fi publicate. Mai înainte, o teză de licență a devenit celebru profesoros. De exemplu, cel mai mare, o să devenim cel mai mare scriit al teatrului trecut. Urmează travestii. Urmează travestii care, de fapt, continuă sau își face trecerea în sfert, înspre ceea ce a însemnat cuprinderea totalității,
prevestită de volumul RIS, care a fost în 1989, dar varianta care a fost peste 4 ani, pentru că nu a piesa de la Ruletisul. Și a și după aceea, încet, încet, nici a preferențul trece spre Roman. Spune că, de fapt, el este ca un sportiv care, la un moment dat, regăsește și trebuie să mai facă și altceva. Nu știu, neapărat, dacă au găsit sau nu. Ce este că eu, în continuare, îl făr pe Mircea Cătărescu din poet, un mare poet, și apoi pot să spun despre un mare, mare prozator. Pentru că așa a fost l-am perceput ca fiind poet, în primul rând. Deci, atunci a urmat, desigur, ciclul trilogia Fornitor, Aripa Stângă, Corpul și Aripa Dreaptă, care au fost duse mai departe în anul 2016 prin acea operă solemnăită despre care s-a vorbit foarte mult și care, pentru mine, înseamnă un fel de noapte de strânzienă a lui Mircea Eliade. Adică acolo s-a estimat el pe sine, așa cum trebuie să fie pentru Mircea Cătărescu. Acum, indiferent, bine, mai sunt și cealaltă pe care dumneavoastră probabil știți, nu mai vorbesc despre de ce vin femeile sau celelalte care sunt mai populare, ca să spun așa. Ce este că Mircea Cătărescu este un scriitor foarte popular, dar în același timp o mare personalitate a culturii, așa se face că de multe ori este chiar confundat. Este confundat cu alte mari personalități, din care o deași care este publicat la Educatura Romanica, să se facă de Gabriel Riceanu, Pietreșu și Coreanu Matapienici, aș vrea să fie confundat chiar cu Gabriel Riceanu. Dar ce este că din mare care deași este singurul scriitor, ceilalți sunt filozofi, sunt eseiști, ceva. V-aș spune câteva, aș spune ce de revistă, câteva teme importante și cred că o să mă apropie de sfârșit, pentru că s-au luat aproape 20 minute. Prima trebuie să plecăm de la marele traumă. Suntem ceea ce suntem prin traumele pe care le-am sperit la copilărie, în prima copilărie sau pe dată pe care ne-am primat. Trauma majoră a scriitorului, a autorului, deci a Cătărescu-i aceea de a-și fi pierdut fratele Jean. Iar această traumă l-a obținat absolut în toate noastre. De aici, nostalgia androgenică, nostalgia unității, travestiul înseamnă altceva, dar tot legat de această dramă primordială a sa. Ar mai fi această dramă care este prelungită până și în vis. Visul este oare altă mare temă a lui Mircea Cătărescu. Desigur, de aici, derivat și coșmarul. O altă temă este, spună, de fapt, două motive, motivul lucrurilor și motivul pe aceea. Lucrul de ce ar însemna? Ar însemna perfecțiunea corporală, frumusețea, ar însemna armonia coloristică, iar pentru a folosi un sport publicitar, Mircea Cătărescu și-a colorat generația, și-a colorat foarte frumos. De partea cealaltă, paiajul care înseamnă, în fond, ce înseamnă textura. Înseamnă textura pentru Mircea Cătărescu, totul se petrece sub semnul texistenței. Este cel care a produs în tabla, deci texistență. O existență care nu poate să existe fără text și un text care nu poate să existe fără existență. Și de aici, putem numi textura, text și scritură corporală și toate celelalte. Deci am putea trece și la ficțiune și la jurnal, pentru că Mircea Cătărescu a publicat și trei jurnale foarte importante și riscant în același timp. Știți foarte bine cât este de riscant să publici un jurnal. Ce discută lumea despre tine fără să spun ceva? Dar o să mai spun despre tine lucruri care câteodată nu prea bine să te recunoști, pentru că una dintre condițiile de apariție în un jurnal este a sincerității. Iar și trebuie să fie sincer. În această pricină, un jurnal ar trebui să apară în urmă la 50 de ani după moartea autorului, ca să nu se mai războiască cu cei pe care i-am acordat în un jurnal. Vorbim și-a Cătărescu, acest curaj, să spun bine, acum nu mai este practic o modă să faci ceva în ziua de astăzi, și peste ori toată lumea să știe ce ai făcut, ce ai trăit. Deci
Și astăzi, lumea de astăzi, nu este respectată această clauză a jurnalului, da? Este respectată clauza sincerității. Deci, să vă exact cum este, cu angoasele lui, cu neliniștile lui, cu neputința de a scrie, aici intrăm într-o figură care se cheamă preterițiune, în momentul în care plângi că nu poți scrie și scrie acest lucru, este clar că este o anumită figură de preterițiune. Sunt angoasele sale, este un fond, mici adăpresc, este un mare timp, să știți, este un mare timp care se spune bine, numai atunci când citește, numai atunci când scrie, și numai atunci când vorbește despre literatură. Cum ar fi vorba, mai poate vorba și alte hipostaze, dar așa cunoaștem noi. Deci, un timp care trebuie să iasă bune, este obligat să iasă bune, pentru că esența vieții sale este aceea de a scrie, și atunci, într-adevăr, în contact, și așa au fost acele articole de ziar. Găsim oponii soli, s-a întrebat, de ce nu fiecare dintre noi avem un urmăros, nu? Dar nu spune lucrul acesta, câteodată nici nu am luat lisim. Eu nu chiar Grădărescu, nu lisești, că este un pierocet. Ei, cine dintre noi este mai mult sau mai puțin. Deci toate acestea le găsim în cele trei volume de roman care îi comprimesc o operă majoră. Este tradus în 20 de limbi, dar atenție, nu este tradus de traducători care au fost puși de Mircea Cărtărescu, pentru că sunt poezii noștri din România care sunt traducători și acolo la Sibiu tradus în germană, engleză, franceză și alte limbi. Nu. Editurile din străinate sunt acelea care cer semnătura și care îi cer plăți și care îi premiază. De asta, pe dreptate, domnul președinte, și asta a fost mare atunci în Comisia de acordare a titlului Nobel Sauza, faptul meu că Mircea Cărtărescu este cea mai cunoscută personalitate culturală care a găsit în Occident prin tot ceea ce face. Mai sunt multe de spus, dar eu cred că trebuie să lăsăm pe el să auzim. De asta și de ei, n-am trebuit aici să mă auzim pe mine.
Da, e un bun lucru. Dice, vorbea cu Europa. Luați și fetele cu un simbol al
iubirii și compasiunii paterne față de un copil defavorizat. Dar acest copil nu era doar defavorizat, așa cum înțelegem noi acest lucru, ci era și un, o ființă privilegiată din acest punct de vedere. Era o ființă care își purta handicapul fizic cu o grație extraordinară și cu o compensație într-un fel spirituală deosebită. Și vreau doar să evoc un singur, o singură întâmplare cu Matthew. La sfârșitul colegiului există obiceiul acesta american ca tinerii să mulțumească profesorilor pe care au avut timp de câțiva ani în colegiu. Și de obicei fiecare tânăr din clasă se ridică și își spune mulțumirile sale pentru cei care s-au ocupat de educația sa. Matthew s-a sculat și el când a fost momentul să își spună mulțumirile și a început în felul următor. Mulțumesc profesorilor care m-au ajutat în acești 4 ani. Mulțumesc colegilor mei. Mulțumesc clasei în care am stat în tot acest timp. Mulțumesc pereților clasei. Mulțumesc băncilor în care am stat. Mulțumesc geamurilor pe care mi-a venit lumina. Mulțumesc cerului albastru pe care se vede prin aceste geamuri. Mulțumesc copacilor care de asemenea își iubesc rambul prin geamuri. Și așa mai departe, a vorbit cam 30-40 de minute în care n-a existat colțișor, ca în faimosul Alep al lui Borges, n-a existat colțișor din lumea îngustă a lui Matthew căruia să nu-i mulțumim. Și eu simt această nevoie totdeauna să mulțumesc tuturor, să mulțumesc lumii întregi, să mulțumesc tuturor celor care, într-un fel sau altul, au avut de-a face cu înălțarea mea în această lume, cu înălțarea mea pas cu pas, milimetru cu milimetru, așa cum o facem cu toții până la o vârstă pe care o simțim de plin. Cu atât mai mult vreau să mulțumesc celor care mi-au acordat astăzi acest titlu, care mă onorează extraordinar de mult. Este al doilea titlu de doctor honoris causa pe care îl primesc anul acesta. Nu știu de ce au început să se îngrămădească, poate pentru că am depășit pragul vârstei de 60 de ani și unele bucurii încetează în această vârstă, altele încep, după cum știți foarte bine. Nu știu care sunt mai de preferat. Dar, în orice caz, până la urmă, dacă trăiești destul de mult, ajungi să primești toate onorurile. Foarte sincer, domnului rector al Universității George Bacovia din Bacău, mulțumesc colectivului profesoral, mulțumesc celor care au luat această decizie controversată, pentru că, așa cum s-a spus și eu, sunt un om controversat și se simte bine în această ipostază, de a acorda titlul de doctor honoris causa. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor care sunteți aici împreună cu noi. Eu aș vrea acum să vă spun doar câteva vorbe improvizate, fără niciun fel de pretenție academică sau măcar culturală, într-un fel, despre ceea ce pe mine m-a preocupat întotdeauna, de când mă știu, de la vârstele cele mai mici în care am început să scriu versuri. Și anume, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre poezie în general, despre poet și despre poezie. Cum s-au simțit poetul și poezia de când există ele sau de când știm noi că există ele și până astăzi? Cum s-au schimbat ele? Cum s-a schimbat spiritul lor? Cum s-a schimbat semnificația actului de a produce poezie de-a lungul timpului. Vă rog să nu vă așteptați la un excurs istoric, nu asta este ideea, ci mai curând despre câteva puncte, despre un mic punctaj în evoluția ideii și practicii poeziei în lume. Și aș vrea să încep acest foarte, foarte modest discurs
un text aproape didactic, unul dintre textele în care ideea de poet și ce înseamnă poetul, ce a însemnat el întotdeauna, ce înseamnă el până astăzi, apare cu foarte mare forță. Și anume, vreau să încep referindu-mă la povestirea, relatarea lui Brody, a lui Cornelius Porres, una dintre povestirile mai târzii ale sale, și în care este vorba despre o societate utopică. Este vorba, sau anti-utopică, este vorba despre un trip necunoscut din Amazonia. Un trip în care oamenii par să fie abandonat orice speranță. Oamenii nu mai trăiesc pentru realizări, oamenii nu mai construiesc, oamenii nu mai creează, zat în noroi. Este singurul lucru pe care îl fac cu adevărat, dacă asta se poate numi a face ceva. Zac și așteaptă să moară. Din când în când, spune Borges, unul dintre ei se ridică deodată în picioare și rostește câteva vorbe care îl uimesc pe el în primul rând. Câteva vorbe care vin din altă parte, pe care îi simte străine. Dacă aceste vorbe nu îi mișcă pe cei care zac mai departe în noroi, nu se întâmplă nimic. Dar dacă concetățenii, să spunem așa, al celui care rostește cuvintele, se simt turburați, se simt cutremurați, se simt zguduiți de aceste cuvinte, ei, din acea clipă, îl numesc pe cel care le-a rostit poet și din acel moment oricine are voie să-l ucidă. Deci cel care a rostit aceste cuvinte fuge din comunitate, se ascunde cât mai adânc în junglă și speră să nu fie găsit niciodată. Iată această imagine a poetului care a rămas într-un fel parabilă până în ziua de astăzi și care cuprinde două mari elemente ce se regăsesc întotdeauna în imaginea tipală a poetului pe care am avut-o din vremea lui Homer și până în zilele noastre. Și anume, pe de-o parte, poetul este un profet. Poetul nu vorbește el însuși. Poetul este un receptacul, un medium pentru o energie care este deasupra lui, pentru ceva care îl domină, pentru o transcendență care vorbește prin gura sa. Pentru ca un poet să fie adevărat, el nu trebuie să vorbească el însuși, de la sine, pentru că altfel ar fi un fals profet. Un profet care, așa cum se spunea în vremurile biblice, îndrăznește să rostească vorbe pe care nu le-a spus Iehova. Vorbe care vin de la el și nu de la o forță superioară, divină, sacră. Deci, atât poetul ca un receptacul al sacrului. Sacrul care, știm cu toții, în trecut nu avea sens etic. Sacrul era acea forță de dincolo de bine și de rău, care putea face și bine și rău, și care nu putea fi stăpânită decât prin conjurare și prin alte operațiuni magice. Pe de o parte, poetul este un profet, se identifică cu vocea profetului. Pe de altă parte, poetul profet, devine un străin și un revoltat față de comunitatea din care face parte, față de sistem, cum a spune noi astăzi. El este cel care rostește vorbele oraculare împotriva sistemului, împotriva felului obișnuit de gândire al oamenilor, împotriva orbii. El devine astfel un frate al revoluționarului, un frate al proscrisului, un frate al celui care trebuie izgonit dintre oameni și orice om are dreptul să-l ucidă. Pentru că poezia, în această a doua accepție, are ceva fascinant, tulburător și periculos în cele din urmă. Acest caracter periculos al poeziei s-a păstrat de-a lungul întregii istorii europene, cel puțin a poeziei, de la Homer, care tulbura oamenii vremii sale, și până la mari poeți revoluționari de astăzi, care sunt în stare, cu simple vorbe, cu vorbe care pare atât de slabe, care pare atât de aliene, ca niște pene de pasăre, sunt în stare însă să răstoarne modul de gândire, să răstoarne societăți, să răstoarne clișee, să răstoarne
idiosincrazii. Iată cum, într-o mică povestire, Borteș strălucește ca în foarte multe alte povestiri ale sale, să creeze un arhetip. Acest arhetip nu-i vine lui Borges de nicăieri, pentru că pentru Borges, ca și pentru alți mari gânditori, începând cu Socrate, nu există nimic nou. Gândirea este reamintire, este regândire, este gândirea a ceea ce s-a gândit și înainte. Ideea lui Borges vine esențial din Republica lui Platon. Acolo, în acest text, important, extrem de important din multe puncte de vedere, și mai ales firește din punct de vedere politic, acolo există însă o fereastră în care apare de asemenea arhetipal și esențial poetul. Poetul disponit din cetate. Probabil că ați auzit cu toți această expresie că la, în luna lui Platon, în luna pe care el o considera perfectă, poetul era disponit din cetate. O relectură a textului lui Platon ne arată că acest lucru nu este real, nu este adevărat. Poetul nu este istoric încetat. El este rugat să plece. Lucrurile se petrec acolo în felul următor. Nu există un singur fel de poet în cetatea lui Platon. Cetate ideală, în care totul trebuia să rămâne neschimbător și care au guvernat de filozofi, cei care știau adevărat. Există două feluri de poet acolo. Primul fel este poetul oficial, poetul care compune imnurile statului, cel care compune acele îndemnuri la luptă, la rezistență, rezistență în sensul de temelie solidă a statului, la ascultarea zeilor, la ascultarea de către stăpânii cetății. Acesta este poetul oficial, el este păstrat în interiorul comunității și chiar venerat. Cel de care se teme statul este celălalt de poet, poetul liber. Poetul care nu numai că nu este o rotiță într-un mecanism social, ci este cel care ar putea distruge acest mecanism și de care se teme cetatea. Cetatea iubește și pe acesta. Filozofii își dau seama de valoarea libertății, exprimă el, de valoarea acestui poet democratic, acestui poet cu o mie de voci, acestui poet care imită toate celelalte tipuri de discurs, acest poet plural, pentru că aici este distinția între cetatea lui Platon, care este una autarhică, totalitară, un singur discurs central, și pluralismul poetului, care nu poate fi tolerat, nu poate fi tolerat în cetate. Și scena este următoare. Cei șapte filozofi care guvernează cetatea ies în întâmpinarea poetului adevărat, poetului liber. Îi cad în genunchi și îl roagă cu cea mai mare venerație să plece din cetate. Spunându-i că îi admiră opera divină, dar locul lui nu este acolo. Nu este în cetatea ideală. Cetatea ideală nu poate supraviețui cu un astfel de poet în interior. Pentru că el găsește imediat punctul acela vulnerabil dintr-un geam pe care dacă le atingi doar crapă toate, tot geamul în centru. Iarăși ne întoarcem la ideea periculozității poeziei. Faptul că poezia are ceva în ea TNT, are explozii, are ceva care poate înspăimânta obsedații de ordine, obsedații de ordine socială. Și există la Platon încă un fragment care spune și mai clar acest lucru și când am dat de el, pe mine m-a uimit acest fragment, pentru că acolo găsești un fel de profeție pentru vremurile care aveau să urmeze. Și anume, de data aceasta Platon vorbește despre muzică și spune, nu vom accepta cetatea ideală decât imnuri, decât imnuri înălțate, zeilor, conducătorilor și așa mai departe. Nu vom accepta nicio schimbare în tonalitatea muzicii. Pentru că, adaugă Platon, dacă tonalitatea muzicii se va schimba în mod necesar și firesc, asta va duce la schimbarea ordinii sociale. Vă dați seama ce idee extraordinară. Noi întotdeauna, poate cu un reflex marxist, considerăm că artele sunt un fel de
suprastructură și că ceea ce contează de fapt este baza, este greutatea economică, greutatea gândirii sociale și așa mai departe. Iată că Platon intuia faptul că o artă care pare atât de inofensivă, muzica și prin extensie poezia de asemenea, dacă schimbă tonalitatea, devine amenințătoare și ea este în stare să schimbe sistemul social. Adică este în stare să producă o revoluție și să primenească lumea, ceea ce Platon apăra. Pentru Platon era cel mai revoluție cu putință. Luna lui era încremenită, neschimbătoare. Fiul trebuia să urmeze profesia tatălui, de exemplu. Nu avea voie să facă nicio altă profesie și totul trebuia să continue la nesfârșit. Iată această idee clasică a poetului aflat într-un fel de schizoidie. Pe de-o parte, poetul care servește regimurile totalitare și care este poetul de casă, pe cealaltă parte, poetul inspirat, poetul puternic, poetul democratic, să spunem așa. Erau vremuri vechi pe care noi astăzi le privim unor cu mare admirație. Pentru mine epoca clasică este mare epoca umanității. Eu am avut marea bucurie să fac latină, să fac latină, limba latină, extrem de temeinic cu doamna Elena Zalipopol, mica criticului, și am învățat de la ea foarte mult, am învățat ce înseamnă această uriașă cultură greco-latină, pe care, la fel ca și pe creștinism, noi ne construim cu toți. În acele epoci, cultura avea o putere într-un fel superioară celui pe care o are astăzi. Pentru că în acea vreme, viața umană era centrată. Era aflată într-un fel de situație arhetipală concentrică, în care cea mai largă accepție a vieții umane, care a rămas întotdeauna civilizația, era centrată pe cultură. Oamenii vechi nu-și închipuiau o civilizație care să nu aibă în centrul său, ca lucru cel mai prețios, cultură. Noi astăzi abia tânjim după astfel de lume. Cultura la rândul ei, ca într-o țintă din aceea cu cercuri concentrice, era centrată pe literatură. Nu pictura, nu muzica, nu celelalte arte formau centrul culturii, ci literatura. Literatura era regina culturii, literatura se regăsea oameni, era cea mai importantă pentru oameni, era acea cisternă de energie, cisternă de foc, pe care fiecare om o simțea în interiorul său. Acea energie vitală care se exprima printr-un țipă, printr-un strigă. Un strigă de plăcere sau un strigă de durere, asta nu are nicio importanță. Dar esența poeziei era strigătul limbic. Modelat, elaborat, cizelat, bătut pe lipovală, asemenea celor care făceau sculpturi, celor care făceau spate. Centrul era fizic. Această situație s-a inversat la un moment dat în istorie. N-am mai trăit niciodată o astfel de epocă, o astfel de autarhie și o astfel de dominanță extraordinară a poeziei și, în primul rând, a poeziei lirice, pentru că începând cu Revoluția Industrială, nu vreau să intru în aceste detalii, dar au avut consecințe în psihologia oamenilor, în felul în care oamenii au receptat în continuare o transcendență care nu mai era plină, care se golise de divinitate, dar rămânând în continuare transcendență. În așa fel încât, în momentul, să zicem, al zorilor modernității, cultura, din păcate, a fost cumva exclusă din sfera civilizației. A fost marginalizată, a devenit o cenușă rasă a civilizației. Avem, deci, în loc ca cultura să rămână în centrul civilizației, ea s-a deplasat tot mai mult pe margini. A devenit marginală și unele aspecte a ieșit cu totul din cultură. Avem, deci, cultura, avem, deci, civilizație fără cultură. Mai departe, avem cultura fără arte. Cultură dizolvată în țesătura socială. Cultură în care artele nu mai au atât de mare importanță. Avem apoi arte fără literatură. Dacă literatura se afla în centrul lumii,
lui Liberi, lui omului vechi, până la modernist, până la Cotler, până la romantist, până la Cotler. În schimb, din acel moment încoace, cultura a rămas fără arte, artele a rămas fără literatură și în ultima sută de ani literatura tinde să fie fără poezie, tinde să marginalizeze, să împingă dincolo de sfera ei poezia. La rândul ei poezia rămâne fără vis, ceea ce se observă foarte clar în zilele noastre. Asta nu înseamnă că această situație este lipsită de speranță pentru cultură, pentru arte, pentru literatură, pentru poezie, pentru lirism. Dimpotrivă, așa cum spunea Vatimo, a renaște din haos este o șansă. Este o șansă care ni se întâmplă, o mare șansă pe care noi o avem, exact această marginalizare, această subteranalizare, această situație pe care o trăim peste tot astăzi în jurul nostru, augmentată de revoluția tehnologică pe care o trăim cu toții, în care poezia nu mai este în centrul lumii. Aici aș vrea să, dacă îmi permiteți și dumneavoastră, să vă refer la un alt fragment dintr-o scriere a unui scriitor pe care eu îl admir în mod deosebit, cu care aproape că mă identific câteodată sau mă identific unele dintre personajele sale. Mă refer la Jerry Salinger, pe care lumea se poate din lecturile cel mai frumos roman de Barbara Perepin din literatura americană și anume de Vietnamul de Secară. Eu mă refer la un alt text al lui de data aceasta, în care, de asemenea, reiese cu o putere extraordinară pe care un critic nu ar avea de unde să o găsească, situația scriitorului în lume, situația artistului în lume. Acolo îl avem, în acest fragment, îl avem pe faimosul, foarte cunoscutul personaj al Salinger, Seymour Glass. Seymour Glass este un poet profet, un poet care nu scrie propriu-zis poezie, dar care declanșă poezie prin tot ce este și prin tot ce spune. Face unor gesturi care par absurde, dar care sunt sublime, de pildă traduce haikuri japoneze în greaca veche. Lucruri care n-au nicio utilitate, dar care tocmai prin asta sunt absolut minunate și frapante. Și Seymour Glass face războiul, ca și Salinger, de altfel, și se țignește la război. Vede ororile războiului și se internează într-o clinică. Într-o clinică de boli psihice, de boli de reacție la traumele pe care soldații le aveau în timpul războiului. Vă amintesc că J.D. Salinger a fost unul dintre primii care au intrat, primii soldați americani care au intrat în lagărele de concentrare. Unul dintre primii oameni care au văzut oroarea, care au văzut munții acelea de cadavre escoriate. Niciodată nu și-am revenit atunci și probabil întreaga sa operă este o consecință indirectă a șocului cumplit pe care l-a simțit atunci. Dar ne întoarcem la Seymour. Seymour se întoarce din război puțin țignit. Și are o logodnică. Logodnica sa se numește Muriel și este o fată perfect burghesă. Dintr-o familie, de asemenea, foarte obișnuită americană. Și logodnica sa, la un moment dat, îl cheamă pe Seymour acasă la părinții, pentru ca părinții ei să-l cunoască. Părinții ei știu că e ceva în regulă. Știu că s-a întors nu foarte întreg la minte din război. Dar vreau să fie foarte drăguț, cu el era vorba de fica lor și așa mai departe, care lucra foarte tare. Și la un moment dat, în timpul cinei, tatăl îl întreabă pe Seymour. Acum că te-ai întors din război, care sunt planurile tale? Ce vrei să devii în lumea de după război, în lumea liberă, în lumea păcii? Și el spune, foarte spontan, aș vrea să devin o pisică moartă. La care firește părinții rămân încremeniți, își dau seama, începe Nicol, se află pica lor și fac totul după aceea pentru ruperea robotii. Dar ulterior, Seymour îi spune la telefonul lui Muriel
ce voise el să spună în acel moment. El se referise la o veche parabolă zen. Un înțelept zen a fost întrebat la un moment dat care este cel mai neprețuit lucru din lume. Și el a răspuns că o pisică moartă. De ce? Pentru că nimeni nu poate pune un preț pe ea. Fiind, ne pute nimeni să pună un preț pe ea, ea este neprețuită. Aceasta arată extraordinara prețuire pe care oamenii înțelepți din toate timpurile o arată pentru inutilitate. Tot ce trăim în jurul nostru este util, are un preț. Trăim într-un sistem al schimburilor, trăim într-un sistem al drogului, trăim într-un sistem al prețurilor. Fiecare om are scrisă pe fruntea sa un preț. Fiecare obiect are scris în codul de bară un preț. Fiecare lucru este în modul mercantil, burghez, nenorocit sau cum să-i spunem, este util. De aceea, înțeleptul prețuia singurele lucruri care nu pot fi utile, care ies din sistemul acesta al I scratch your back and you scratch mine, cum se zice, care nu au nimic de-a face cu lumea noastră superficială de fiecare zi. Pisica moartă devine sistemul, devine simbolul, iertați-mă, al lucrurilor neprețuite. Din ce în ce mai puține și din ce în ce mai prețioase. Așa încât eu aș spune că astăzi, în zilele noastre, poezia este pisica moartă a lumii. Este cea pe care nimeni nu pune niciun preț, care nu face parte din niciun sistem, care nu participă la viața aceasta de relaționare continuă și fără sens a oamenilor. Cea care rămâne centrală, minunată și prețioasă, deși este disprețuită de foarte mulți oameni. Dar este disprețuită asemenea acelor hobo pentru care oamenii trec fără să le aduce o privire, dar care poate, asemenea cerșetorului de la marginea podului din poezia lui Rilke, poate reprezintă privirea și vocea Dumnezeirii într-un fel. Poezia de aceea este importantă, pentru că nu este importantă. Este prețuită pentru că nu are preț. Este neobservată pe aerul pe care îl respirăm, dar te sufoci dacă într-o zi nu primești doza de poezie. Pentru mine, toată viața mea, poezia a fost lucrul cel mai important din lume. Nu doar poezia pe care o găsim în cărți, în cărțile de versuri, acestea sunt într-un fel cu întâlniri mare, ci poemul uriaș în care trăim cu toți. Vă mulțumesc mult de tot! Ai auzit de Bartleby și compania a lui
Da. Da, am. Îți place personal să mergi? Nu îl poți asemăna puțin cu pisica moartă? Asta am zis. Mircea Cătărescu vorbea despre stângăcia pe care o presupune o asemenea agresivitate. Eu mă simt de 10 ori mai stângaci, pentru că sunt într-o situație cu totul și cu totul ingrată. Vă dați seama ce vrea să însemne să vorbesc eu acum, după această formidabilă zevarie pe care a făcut-o pentru poezie. Sunt realmente, adică am venit așa ușor, pipil, dar am trei chestiuni organizatorice, nu de alta, pentru că altfel n-aș fi îndrăznit să spulber această energie pe care am simțit-o în sală și care s-a cuantificat în aplauzele dumneavoastră. Trei chestiuni atipice, oricum, oricât ar fi de administrative, totuși atipice. O să încerc să fie, pentru că restul rămâne pentru gala premiilor festivalului care va avea loc de seară la Teatrul Bacovia, începând cu ora 19. 1. Sunt foarte, foarte, dar foarte încântat de prezența voluntarilor și a tinerilor de la Federația Tinerilor din Bacău și le mulțumesc tuturor! S-a vorbit aici despre generații, despre generația 65, despre generația 80, despre 2000. Eu am ferma convingere și aici vorbește profesorul din mine, că generația care vine din urmă e colorată, dar în cel mai frumos sens, cu putință, iar tinerii care sunt aici și care vor fi alături de noi la lungul acestui festival sunt dovada vie că nu e totul pierdut. Sunt și ei niște pisicuțe moarte. Doi. Am o datorie de suflet și aici și acum e momentul să o fac. Cu riscul de a fi un pic indiscret, dar îmi asum acest risc. Vreau să devoalez ceva, vreau să le invit în aplauzele dumneavoastră, în față și să ia loc acolo, pe scaunul pe care nu eu trebuia să stau, ci el trebuia să stea, unul dintre oamenii care a făcut posibilă întâlnirea cu Mircea Cătărescu. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Radu Bancu! El însuși poet, el însuși preferit, conferențiar la Universitatea Răzvan Blaga din Sibiu și un formidabil apărător și admirator al poeziei lui Mircea Cătărescu. Și trei. Încă o dată, vă rog aplauze și mulțumim din suflet Mircea Cătărescu. Spun că e o onoare pentru comunitatea bătăuană, ca să nu spun altfel, de a avea în mijlocul nostru pe Mircea Cătărescu și nu numai pe el, dar despre asta, așa cum spuneam, vom continua după amiază, de fapt, de seară la teatru. Mircea Cătărescu vă stă acum la dispoziție pentru autografe, pentru că avem un stand pregătit de librăria Glisandu cu cărțile sale cele mai recente. Eu îi mulțumesc încă o dată și public, pentru că așa se întâmplă când organizez un festival, că ai timp să stai de vorbă cu invitații care îți fac o bucurie nespusă. Încă o dată, mulțumim, felicitări, vă așteptăm la evenimentele care vor avea loc în zilele următoare, în cadrul PACFEST 2017. Mircea Cătărescu! O frază să mai spun, ca gazdă, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim sărbătoritorul nostru de astăzi, scriitorul Mircea Cătărescu. Vă invităm la o pană de șampanie, de apă minerală, o cafea. Și vreau să închei folosind cuvintele unui îndrăgit poet bătăuan, Sergiu Adam. Vă invesc pe toți și îmi pare rău că nu mă ajută la nimic. Mulțumesc!